Doamnelor și domnilor, vă spun bun venit la Sinteza Săptămânii. Sunt Ania Marei și voi prezenta cele mai importante evenimente desfășurate în lume. Donald Trump și Victor Orban vor să facă alianță pentru a salva civilizația occidentală de la ordinea mondială liberal-progresistă, care a eșuat. Joe Biden semnează proiectul de lege în valoare de 95 de miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan. Adoptat de către Congresul American, livrările de arme se reiau imediat. Turcia critică Occidentul că închide ochii la suferințele populației civile din Fâșia Gaza, după ce Israelul este pe punctul de a trimite forțe militare în orașul Rafa. Memorialul victimelor rome ale Holocaustului a fost inaugurat în Republica Cehă, pe locul unui fost lagăr de concentrare din timpul celui de-al doilea război mondial. Preotul ortodox care a oficiat slujba de pomenire a fostului lider al opoziției ruse, Alexei Navalny, a fost suspendat din funcțiile clericale timp de trei ani. Cristian Măcelaru va prelua conducerea orchestrei sinfonice din Cincinnati, intrând astfel în istoria prestigiosului ansamblu ca al 14-lea director muzical. Și creștinii ortodoxi din întreaga lume prăznuiesc sărbătoarea floriilor, intrarea lui Isus Hristos în Ierusalim. Osana, binecuvântat, este cel ce vine în numele Domnului, împăratului Israel. Ordinea mondială liberal-progresistă a eșuat, aducând doar războaie, discordie, colaps economic și haos. Aceasta ar putea fi înlocuită cu una suveranistă. Premierul Ungar, Victor Orban, a declarat în cadrul conferinței acțiunii politice conservatoare, desfășurate la Budapesta. Că în acest an ar putea lua sfârșit o perioadă ingrată a civilizației occidentale, prin înlocuirea lumii construite pe baza hegemoniei liberal-progresiste cu una suveranistă. Ordinea mondială liberal-progresistă a eșuat, aducând doar războaie, discordie, colaps economic și haos. Adepții acesteia au susținut că misiunea lor este să-și realizeze propriile idealuri. Nu să reprezinte poporul, ci au împărțit lumea în democrații și autocrații, afirmând că rolul lor este să poarte o cruciadă împotriva autocraților, a spus Orban. Susținătorii acestei lumi vechi se află în continuare la Bruxelles. Și, deși nu este treaba mea să intervin în politica americană, mă tem că tot ei sunt și la Washington. Anul acesta vom face tot ce ne stă în putință să înlăturăm. Să vină în sfârșit epoca suveraniștilor, să revenim pe drumul pașnic și sigur care a făcut mărăț Occidentul. Victor Orban, un apropiat al lui Vladimir Putin, s-a pronunțat în repetate rânduri împotriva susținerii Ucrainei, intrând în conflict direct cu Uniunea Europeană. El caută să se apropie de China comunistă și speră în revenirea lui Donald Trump la casa albă Președintele Joe Biden a promulgat pachetul legislativ care prevede un ajutor de 95 de miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan, adoptat de către Congresul american. Primele noi livrări de echipamente militare americane vor pleca spre Kiev în următoarele zile. Vom trimite Ucrainei muniții pentru apărare antiaeriană, muniție pentru sistemele de rachete și vehicule blindate. Ultimele livrări gratuite de arme și muniții americane pentru a ajuta Ucraina în războiul cu Rusia datează din luna decembrie, când au fost epuizate fondurile aprobate. De atunci, Ucraina a cheltuit 4 miliarde de dolari pentru a cumpăra arme și muniții, care să compenseze întârzierea noilor ajutoare occidentale. Joe Biden pregătește deja un pachet de ajutor militar de 1 miliard de dolari pentru Ucraina, primul provenit din proiectul de lege unde sunt prevăzute 60,8 miliarde de dolari. Aceste fonduri vor fi oferite Chievului sub formă de împrumuturi, în locul asistenței nerambursabile. Componența militară rămâne însă nerambursabilă și în plus permite includerea rachetelor cu rază lungă de acțiune, vehicule, muniții de apărare antiaeriană și alte arme care pot fi folosite imediat pe câmpul de luptă dar o parte din acest ajutor militar nu va fi destinat direct Ucrainei, ci finanțării refacerii stocurilor de arme și muniții ale armatei americane diminuate de lansarea invaziei ruse în 2022. Armata ucrainiană se confruntă cu o penurie gravă de arme și noi recruți, în timp ce Moscova exercită o presiune constantă dinspre Est. Rusia se opune prin veto unei rezoluții ONU, susținută de Statele Unite și Japonia, prin care cere tuturor națiunilor să prevină o cursă periculoasă a înarmării nucleare în spațiul cosmic. Votul în Consiliul de Securitate, format din 15 membri, a fost de 13 voturi pentru. Rusia s-a opus, iar China s-a abținut. Rusia respinge această măsură ca fiind absurdă și politizată, pentru că nu merge suficient de departe în interzicerea tuturor tipurilor de arme în spațiu. Rezoluția cere tuturor țărilor să nu dezvolte sau să desfășoare arme nucleare sau alte arme de distrugere în masă în spațiu, așa cum interzice tratatul internațional din 1967, care include Statele Unite și Rusia și să fie de acord cu necesitatea de a verifica respectarea acestuia. Vladimir Putin a declarat că Moscova nu are nicio intenție de a desfășura arme nucleare în spațiu, susținând că țara sa a dezvoltat doar capacități spațiale similare cu cele ale Statelor Unite. Toate țările care desfășoară activități de explorare și utilizare a spațiului cosmic trebuie să respecte dreptul internațional și Carta ONU. Iar țările care au ratificat tratatul privind spațiul cosmic din 1967 trebuie să-și respecte obligațiile de a nu plasa pe orbită, în jurul Pământului, niciun obiect cu arme de distrugere în masă de a nu le instala pe corpuri cerești sau de a staționa astfel de arme în spațiul cosmic. Tratatul care a fost ratificat de 114 țări, inclusiv Statele Unite și Rusia, interzice amplasarea pe orbită a armelor nucleare sau staționarea de arme în spațiul cosmic în orice alt mod. Franța amenință cu sancționarea coloniștilor israelieni care se fac vinovați de violență împotriva civililor palestinieni în Cisjordania. Președintele Emmanuel Macron spune că au fost luate primele măsuri împotriva coloniștilor vinovați de violență împotriva civililor palestinieni și că Franța ia în considerare alte măsuri în consultare cu partenerii săi. După ce în luna februarie acesta adopta sancțiuni împotriva 28 de coloniști israelieni extremiști, vinovați de agresiune împotriva civililor palestinieni din Cisjordania, acum aceste persoane sunt vizate de o interdicție administrativă pe teritoriul francez. De la începutul anului, aproape 1100 de hectare au fost declarate teren de stat de către autoritățile israeliene. Deja de două ori mai mult decât în întreg anul 1999, un an record. Acest statut oferă guvernului controlul asupra utilizării lor și duce inevitabil la privarea palestinienilor din Cisjordania de accesul la aceste terenuri. Emmanuel Macron și regele Iordaniei au menționat situația umanitară catastrofală din Gaza, și și-au exprimat cea mai profundă îngrijorare cu privire la perspectiva unei ofensive israeliene asupra Rafa, unde peste 1,5 milioane de persoane sunt refugiate, și se opun categoric față de această operațiune. Amândoi au insistat asupra necesității unei încetări imediate și durabile a focului pentru a permite livrarea masivă de ajutoare de urgență și protecția populației civile. Dar eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas este și va rămâne o prioritate absolută pentru Franța și Iordania. Conflictele actuale cresc cheltuielile militare la nivel global, iar țările investesc sume record în dezvoltarea industriei de apărare. Pentru a noua oară consecutiv, cheltuielile militare globale în 2023 au crescut cu 7%, fiind cea mai mare creștere anuală din ultimii 15 ani. În total, statele au investit suma record de 2,4 miliarde de dolari în industria de apărare. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina este cel mai important responsabil pentru această creștere fără precedent, iar tensiunile geopolitice din Asia și Orientul Mijlociu au contribuit la mărirea cheltuielilor globale pentru apărare. Industria militară prosperă sub Imperiul Fricii, propagate de iminența războiului. Deși țările aflate în conflict au alocat bugete considerabile pentru a-și întări industria militară, Statele Unite au rămas de departe cele mai mari cheltuitori din lume, cu 850 de miliarde de dolari. China se află pe locul al doilea, cu 290 de miliarde de dolari. Urmată de Rusia, pe locul 3, India, Arabia Saudită, Marea Britanie, Germania și Ucraina. Cheltuielile pentru apărare ale Japoniei și Taiwanului au crescut cu 11%, iar cele din Orientul Mijlociu au crescut cu 9% până la 200 de miliarde de dolari. Dar cea mai mare rată anuală de creștere din ultimii 10 ani o reprezintă cheltuielile israeliene, care au crescut cu 24% la o medie de 1,8 miliarde de dolari pe lună. După atacul Hamas din 7 octombrie, statul american Arizona pune sub acuzare zeci de colaboratori ai lui Donald Trump pentru că au încercat să fraudeze alegerile din 2020. Cine sunt persoanele inculpate? Aflăm imediat după această scurtă pauză. Statul american Arizona inculpă zeci de persoane în cadrul tentativei de a răsturna rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020 în favoarea lui Donald Trump. Acuzațiile aduse acestora se referă la complotul vizând atribuirea de mari electori lui Donald Trump. Printre aceste persoane se află fostul șef de cabinet al lui Donald Trump la Casa Albă, Mark Meadows, avocații Jenna Ellis și Jan Esman, consilierul de campanie Boris Epstein, dar și fostul avocat personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani. Fostul președinte nu a fost inculpat, dar a fost desemnat drept participant la conspirație. Deși în 2020 Joe Biden a câștigat în Arizona, numeroși responsabili ai Partidului Republican au considerat fără dovezi, că au existat fraude și că Donald Trump a câștigat. Reprezentanții republicani semnând totuși documente care atestă victoria sa. După statul Michigan, Georgia și Nevada, Arizona este al patrulea stat care inițiază urmăriri penale împotriva unor persoane care au încercat să formeze o listă alternativă de mari electori. Meadows, Giuliani, Ellis și Asman au fost cu toții inculpați în statul Georgia, alături de Donald Trump, acesta fiind probabil cel mai exploziv proces penal dintre cele patru cu care se confruntă fostul președinte. Aceste noi inculpări intervin în timp ce Donald Trump domină alegerile primare, obținând victorii decisive în fiecare stat în care s-au desfășurat alegerile primare ale Partidului Republican. Trump a câștigat alegerile primare din Pennsylvania cu 84% din voturi. Turcia critică Occidentul că închide ochii la suferințele populației civile din fâșia Gaza, după ce Israelul este pe punctul de a trimite forțe militare în orașul Rafa. Gaza a fost distrusă, dar pregătirile pentru evacuarea civililor palestinieni, care se adăpostesc în localitatea de la frontiera cu Egiptul, sunt în plină desfășurare. În urma blocării negocierilor cu Hamas, asaltul de la Rafa va avea loc foarte curând. Situația civililor după șase luni de război îngrijorează Occidentul, dar și Egiptul, care refuză primirea refugiaților în peninsula Sinai. Israelul, presat de criza umanitară tot mai gravă, a promis că va lua măsuri pentru protecția populației palestiniene. Dar afirmă că în orașul Rafa se mai află patru batalioane ale Hamas, care nu au fost afectate de lupte și au primit ca întăriri mii de combatanți aflați în retragere. Victoria în conflictul declanșat de atacul Hamas din 7 octombrie în sudul Israelului nu este posibilă fără cucerirea orașului. Președintele turcrese Recep Tayyip Erdogan îl critică dur pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și l acuză că pune în pericol întreg Orientul Mijlociu pentru a-și asigura supraviețuirea politică. Cu toate acestea, Turcia depune eforturi pentru a asigura eliberarea ostaticilor răpiți de Hamas. Iar secretarul de stat Anthony Blinken neagă că Washingtonul aplică un dublu standard atunci când aplică legislația americană în cazul acuzațiilor de abuzuri comise de armata israeliană în Gaza și a declarat că examinările unor astfel de acuzații sunt în curs de desfășurare. Un memorial pentru victimele rome ale Holocaustului a fost inaugurat în Republica Cehă, pe locul unui fost lagăr de concentrare construit în timpul celui de-al doilea război mondial. Memorialul include un centru de primire ce reprezintă istoria comunității rome și un rond mare cu plăci metalice pe care sunt înscrise numele victimelor și supraviețuitorilor acestui lagăr. 1300 de romi au fost închiși în acest lagăr, unde 327 au murit, iar peste 500 au fost deportați spre lagărul morții Auschwitz-Birkenau, în sudul Poloniei. Ocupate atunci de naziști. Președintele Cehiei a declarat că, în sfârșit, putem aduce un omagiu demn victimelor ideologiei monstruoase care a cuprins Europa în anii 1930-1940. Trebuie să admitem deschis că ne-a luat prea mult timp. Ne achităm de o datorie socială pe care o datorăm de decenii victimelor Holocaustului și tuturor supraviețuitorilor, a spus el. În anii 1970, Republica Cehoslovacia, țara blocului comunist, a construit o fermă pe locul fostului lagăr de concentrare. Însă a fost nevoie de decenii ca guvernul ceh să obțină desfințarea fermei de porci. În 1995, președintele Václav Havel a inaugurat un memorial lângă fermă, însă autoritățile nu s-au atins de crescătorie, care aparținea unui gestionar privat. Dar, în 2018, guvernul a cumpărat situl și a început construcția unui memorial la presiunile minorității rome și ale instanțelor internaționale, cum ar fi Națiunile Unite și Uniunea Europeană. Romii săraci trăiesc în continuare la marginea societății CH. Congresul Statului American Tennessee autorizează profesorii, directorii și alți membri ai personalului școlar să poarte o armă de mână la un an de la masacrul din Școala Creștină The Covenant School. În luna martie 2023, o tânără în vârstă de 28 de ani fostă elevă a școlii, a deschis focul și a ucis trei elevi. Toți aveau 9 ani și trei membri ai personalului, după care a fost ucisă prin împușcare de poliție. Noua lege adoptată de către Camera Reprezentanților, inclusiv de Senat, urmează să fie validată de către guvernatorul Bill Lee, care s-a declarat deschis aceste idei. Legea stabilește că membrii personalului care vor să poarte o armă trebuie să urmeze 40 de ore de formare de bază în menținerea ordinii în școli. Statele Unite, unde sunt în circulație circa 400 de milioane de arme de foc, sunt frecvente îndoliate de atacuri sângeroase, inclusiv în mediul școlar. Însă instituțiile federale au o marjă de manevră limitată în acest subiect. Fiecare stat își poate impune propria reglementare. Aproximativ 15 state americane autorizează purtarea de arme de către personalul școlar la discreția circunscripților academice, în contextul unei multiplicări a atacurilor armate în mediul școlar în ultimii ani. Dar cea mai marcantă dramă recentă s-a produs în Uvalde în statul Texas, unde un tânăr a ucis 19 copii și doi profesori. Președintele Joe Biden cere Congresului să ia noi măsuri, legi cu privire la portul de armă. Verificarea obligatorie a cazierului și antecedentelor psihiatrice ale persoanelor care cumpără arme. Preotul ortodox rus care a oficiat o slujbă de pomenire a fostului lider al opoziției ruse, Alexei Navalny, în luna martie a fost suspendat din funcțiile clericale timp de trei ani. Eparhia Moscovei din cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse interzice preotului Dimitri Savranov să mai dea binecuvântări, să poarte roba clericală și crucea bisericii până în 2027. Fiind mutat la o altă biserică din Moscova, pentru a îndeplini atribuțiile de cititor de psalmi de dascăl. La sfârșitul perioadei de canon, penitență, în funcție de răspunsul locului de ascultare, se va lua o decizie privind posibilitatea ca el să își continue slujirea ca preot. Dimitri Savranov a ținut o slujbă de pomenire pentru Navalnyi în 26 martie la care au participat mii de persoane. Alexei Navalny a fost cel mai aprig critic al președintelui Vladimir Putin în interiorul Rusiei și a murit la vârsta de 47 de ani într-o colonie penală din Siberia în luna februarie. Era închis din 2021 și îi spășea mai multe pedepse care totalizau 30 de ani de închisoare pentru extremism și fraudă pe care le-a catalogat drept acte de răzbunare politică pentru că a condus opoziția anticremlin. El a fost înmormântat la 1 martie, într-un cimitir din Moscova. Iar la mormântare au venit mii de roși, care au stat la cozi pentru a aduce un ultim omagiu dizidentului. Secretarul general al Națiunilor Unite consideră că moartea principalului critic al Kremlinului este șocantă și cere o anchetă completă, credibilă și transparentă privind circumstanțele morții acestuia în timpul detenției. România devine campioană mondială la robotică la concursul din statul american Texas. Cu cine au concurat echipele românești? Aflăm imediat după această scurtă pauză. Echipa de robotică a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza din Focșani a cucerit titlul de campioană mondială la campionatul mondial de robotică de la Houston, Statele Unite. Dintre cele 243 de echipe din întreaga lume care au participat la competiție, patru au fost de la noi din țară și toate au ajuns în semifinale. De altfel, vicecampioana mondială este tot o echipă din România, de la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești. În urmă cu doi ani, România a fost prima țară care a detronat Statele Unite în cele trei decenii în care s-a desfășurat campionatul. Elevii au avut multe emoții pe parcursul competiției, însă acestea au fost încununate cu o mare bucurie la final când România a fost din nou pusă pe harta mondială a roboticii. Marele titlu a fost câștigat de echipa de robotică All Citizens, formată din elevi ai Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza, din Focșani, coordonată de profesorul Tiberiu Oprea. Echipele de liceeni au muncit ore în șir la crearea roboților, care le-au asigurat victoria. Suntem bucuroși că am reușit să obținem acest rezultat la campionatul mondial. La începutul sezonului nu ne gândeam că vom reuși să ajungem atât de departe și suntem mândri de rezultatele obținute. O experiență unică, spune elevii care au participat și concurat cu peste 240 de echipe din întreaga lume, robotica fiind unul dintre cele mai importante domenii de viitor. Cinste, elevii români. Românul Cristian Măcelaru va prelua conducerea orchestrei sinfonice din Cincinnati, intrând astfel în istoria prestigiosului ansamblu ca al 14-lea director muzical. Muzicianul român urmează să-și înceapă mandatul oficial după o stagiune în care va deține funcția de director muzical desemnat în perioada 2024-2025. Contractul său are o durată de patru ani, prelungind activitatea francezului Louis Langre, care a ocupat postul în ultimii zece ani. Sunt nespus de fericit și onorat de șansa de a deveni director muzical al Orchestrei Sinfonice din Cincinnati. Cu profund respect față de predecesorii mei și angajament față de viitorul orchestrei, aștept cu nerăbdare să ne bucurăm de muzica minunată pe care o facem împreună cu cei din comunitatea orașului Cincinnati și cu întreaga lume câștigător al premiului Grammy, Cristian Măcelaru este în prezent directorul muzical al Orchestrei Naționale a Franței, care va juca un rol important în ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară. De asemenea, este director artistic al Festivalului și Concursului George Enescu, fiind prezent în mod constant pe cele mai prestigioase scene internaționale. Născut în Timișoara, Cristian Măcelaru a început să-și dezvolte pasiunea pentru muzică încă de la o vârstă fragedă, crescând într-o familie în care muzica era parte a vieții de zi cu zi. După ce a obținut succesul în Statele Unite și a consolidat reputația și în Europa, conducând prestigioasele orchestre naționale din Franța și Germania. Fosta cântăreață Kaya Jones a vorbit pentru prima dată despre avorturile ei, împărtășind despre iertarea pe care a găsit-o în Dumnezeu. După primul avort, nu mai crezi că ai făcut ceva greșit. Devine ceva normal și nu mai știi care este limita. Odată ce ai întrecut acea limită, intri pe o pantă foarte alunecoasă. Însă, conștiința mea a reacționat atunci când a văzut două fete care se uitau admirativ la mine după ce făcusem avort. Nimic din mine în acel moment nu le avertiza. Atenție! Aici este o minciună! Nu era nimic frumos la mine. Eram coruptă, eram o femeie distrusă, înlănțuită și legată de diavolul, spune ea. Chiar dacă am trecut prin atâta suferință, vă pot asigura că veți regreta toată viața. Dacă mâine voi deveni mamă și voi avea o căsnicie fericită și totul va fi bine, tot voi regreta cei trei copii pe care nu i-am născut. Este foarte dureros. E multă furie, multă frustrare, multă lipsă de cunoștințe și informații, o mulțime de regrete. Și nimic nu poate face ca acestea să dispară decât Dumnezeu însuși, atunci când le pui la picioarele Lui și cer mântuire, izbăvire prin Hristos. Dumnezeu m-a iertat și m-a vindecat, iar acum mă simt chemată să vorbesc pentru a ajuta alte femei și fete să înțeleagă adevărul. Doar Duhul Sfânt îmi dă puterea de a-mi spune povestea despre avort cu speranța de a încuraja pe alții să aleagă viața. Chiar dacă societatea nu are răspuns la problemele actuale ale omenirii, Biblia are răspuns pentru fiecare situație, în parte. Iată ce scrie cartea Deuteronomul de despre alegerile noastre. Iată, îți spun azi înainte, viața și binele, moartea și răul, Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Scrie cartea de Deuteronom 30, versetele 15 și 19. O femeie din Pennsylvania are sute de motive pentru a fi fericită. Marguerite Collar și-a întâmpinat cel de-al 100-lea strănepot. Făcând ca isprava să fie și mai incredibilă, aproape că a devenit călugăriță înainte de a se căsători cu soțul ei, William, în 1942, chiar înainte de al doilea război mondial. Crescută singură la părinți, Marguerite și-a dorit mereu o familie numeroasă. Astfel că după căsătorie, ea și soțul ei au primit toți copiii pe care Dumnezeu i-a dăruit. 11 la număr. Copiii s-au stabilit în Pennsylvania și au dus mai departe modul de viață al familiilor numeroase. Copilăria noastră a fost o experiență extraordinară, a declarat fica Chris. Am rămas prieteni buni chiar și după ce ne-am maturizat. Pentru că modelul oferit de părinții noștri a fost crucial pentru noi. Mama și tata aveau o relație extraordinară. Împărțeau treburile în gospodărie în mod egal, inclusiv gătitul și curățenia. Lucrau împreună și în mica lor afacere de pompe funebre, și reușeau să fie mereu împreună, ținându-se de mâini. Mi-am dorit întotdeauna să am și eu o relație la fel de frumoasă cu soțul meu, a declarat fica. Credința și familia o fac cu adevărat să meargă înainte pe Margaret Coller. Este prezentă la orice eveniment din familie. Nu ratează nicio absolvire, niciun botez, nicio nuntă. Orice ar fi, ea este mereu acolo. Pentru că Dumnezeul nostru ne promite ascultați-mă casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel. Voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră, eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc scrie profetul Isaia 46, versetele 3 și 4. Pe 28 aprilie, credincioșii ortodoxi din întreaga lume prăznuiesc sărbătoarea florilor, care marchează ultima duminică dinaintea învierii Domnului. Această sărbătoare reprezintă intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, biruința lui asupra morții, asupra păcatului. După multele minuni pe care le făcuse, Hristos se întoarce pentru ultima oară în cetatea Ierusalimului, călare pe un asin, fiind înconjurat de ucenicii săi și de oameni cu multă bucurie. În calea lui aceștia au așternut flori, ramuri de palmier, de finic și de măslin sau chiar propriile haine pentru a călca pe ele. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă strigau, Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în cerurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, Cine este acesta? Este Isus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele este singurul moment în care Mântuitorul a acceptat să fie aclamat ca împărat. Dar peste câteva zile îl vor osândi, iar ramurile de măslin și infinic purtată de flori le vor înlocui cu vorbe grele, scuipări și hule care l-au biciuit trupul fără de pată și sufletul Domnului. Astfel, din această zi, începe săptămâna patimilor. În toate bisericile se oficiază denile slujbe prin care credincioșii sunt chemați să-L urmeze pe Hristos pe drumul crucii până la moartea și învierea sa. Evanghelistul Ioan descrie atât de frumos intrarea lui Isus în Ierusalim. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând. Osana, binecuvântat, este cel ce vine în numele Domnului Împăratului Israel. Isus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris. Nu te teme, fica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început dar după ce a fost proslăvit Isus și au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Doamnelor și domnilor, aici se încheie retrospectiva știrilor artien. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere pe săptămâna viitoare!